Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou și în seara aceasta cu o nouă emisiune și bineînțeles cu un nou invitat, o revenire în studiul nostru a domnului dr. Costel Gioancă, prietenul nostru. Costel, bine ai revenit la noi emisiune. Bine te-am regăsit, Cătălin, ca de fiecare dată mă bucur să ne revedem și să discutăm împreună. Costel, acum ceva vreme am început seria frumoasă, să spunem, de emisiuni despre ceea ce înseamnă comentarii aplicative inspirate din cartea Daniel. Cartea pe care eu o am și de data aceasta pe masă, este vorba despre cartea pe care tu ai lansat-o de curând și împreună cu tine ne-am promis să parcurgem cartea aceasta, o carte foarte utilă și plăcută, ușor de parcurs, să discutăm mai multe teme pe care tu le-ai scos în evidență, teme, să spunem, discutate de-a lungul, să spunem, istoriei bisericii, dar de data aceasta într-un limbaj foarte ușor. Pentru, să spunem, creștinul de rând, omul care nu este nici teolog, nici student la teologie, omul care merge la biserică și vrea să cunoască mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Data trecută, în prima emisiune, am discutat despre provocările creștinului în exil și am discutat despre toate aceste, să spunem, încercări pe care le omul, în primul rând cu identitatea și apoi cu atitudinea față de moarte. Dar de data aceasta aș vrea să mergem puțin mai mult la o problemă, să spunem, destul de prezentă în discuțiile teologice și nu numai. Vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu. Am numit tema din seara aceasta despre fațetele suveranității divine. Suntem în un context încă dificil. Suntem, să spunem, poate la final de pandemie, nu știm dacă va mai urma ceva sau nu, dar uitându-ne la ceea ce se întâmplă, inclusiv la vremea de afară, suntem într-o lună de iunie foarte, foarte ploioasă. Atipică. Atipică, am zice că totul nu mai este sub niciun control. Și când mă refer la suveranitatea lui Dumnezeu, mă refer atât la calitățile pe care Dumnezeu le are, însușirile, să spunem, duhovnicești, da, dumnezeiești pe care le are Dumnezeu, și inclusiv la aceea de a fi stăpânul universal, a conduce lumea aceasta care ne înconjoară. Cum vezi tu problema aceasta a suveranității? Hai să întâi să explicăm puțin ce ar trebui să înțelegem noi prin suveranitate și apoi o să trecem direct la exemplele pe care tu le-ai explicat în carte. Tema suveranității divine este o temă centrală a întregii scripturi, o temă centrală în cartea Daniel. Și a spune că este o temă cât se poate de practică, pentru că are relevanță în viețile noastre ale fiecăruia, după cum foarte bine și tu spuneai, dând exemplele de mai devreme. Acum, prin suveranitate divină, noi înțelegem capacitatea și abilitatea lui Dumnezeu de a conduce întreg universul, întreaga realitate, conform voinței sale, fără să depindă de nimeni, conform înțelepciunii sale, conform caracterului său și urmărind finalitățile sau scopurile pe care el le are, care scopuri însumate țintesc spre gloria lui Dumnezeu. Deci, suveranitatea lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeu este activ implicat la lucru în creația lui. Practic, după ce a creat întreg universul, galaxiile, cu miliarde și miliarde de stele, după ce a creat Pământul cu toată complexitatea regnului animal, vegetal, după ce l-a creat pe om ca o coroană a creațiunii sale, Dumnezeu nu s-a retras undeva într-un colț distant al universului, lăsând lumea pe mâna noastră ca noi să ne descurcăm, ci Dumnezeu providențiază, are grijă de întregul univers, dar o face într-un mod suveran, adică nu doar că are grijă, are grijă după cum consideră El că este bine, după cum consideră El că, după lucrările pe care El și le-a propus, după decretele sale, după pe care El le-a stabilit înainte de întemeierea lumii. Practic, Dumnezeu nu se adaptează din mers. Deci nu se uită cumva la vreme și să se adapteze din mers.
ia să vedem ce oameni apar pe scena istoriei, ia să vedem ce evoluții tehnologice, ia să vedem ce atacuri spirituale și cumva Dumnezeu din mers caută soluții. Și dacă n-a mers planul A, caută planul B, dacă n-a mers planul B, merge la planul C, așa cum facem noi oamenii. Da? Suntem foarte dinamici, foarte flexibili. Ei, Dumnezeu este și El dinamic și aici fac doar o mică paranteză, poate vom reveni la discuția asta pe parcurs, că unii consideră că dacă susținem doctrina unei suveranități absolute a lui Dumnezeu, asta transformă universul întreg și pe oameni într-o, așa, într-o lume a roboților și într-o perspectivă mecanicistă. Ei, nu este așa. Dumnezeu poate să fie dinamic, adică să lucreze, să ia decizii de la o situație la alta, să acționeze și să reacționeze din punctul nostru de vedere, deci de la, în modul în care noi percepem lucrurile, dar din punctul său de vedere toate sunt da și amin. Din punctul său de vedere, El este același ieri, azi și în veci. Deci dinamica lucrărilor divine se vede din perspectivă orizontală, din perspectivă umană, dar pe de altă parte, din perspectiva ființei sale, El a spus, eu sunt cel ce sunt și a înțelepciunii sale desăvârșite, toate planurile divine sunt stabilite și ele sunt da și amin și nimic nu poate să anuleze în vreun fel planurile pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru universul acesta. Cartea Daniela începe cu povestea celor tineri care au fost luați din țara lor și duși în Babilon și știm ce s-a întâmplat. Am spune că la un moment dat poate unul dintre ei sau unul dintre cei mulți, că au fost mulți care au plecat în perioada aceea, ar fi gândit că Dumnezeu și-a pierdut puterea sau Dumnezeu a lăsat ca lucrurile să o ia razna, să lase această, să spunem, stăpânire a universului practic asupra poporului Israel să se ducă puțin, să spunem, către exil, da? să fie oarecum pierdută, Dumnezeu să-și piardă puterea aceasta. Totuși, vreau să spun că ceea ce este greu de înțeles este că într-o perioadă Dumnezeu lasă impresia și perioada aceasta a cărții Daniel este o perioadă în care Dumnezeu lasă impresia pentru cel ce nu-L cunoaște pe Dumnezeu că a lăsat puțin lucrurile din mână. A slăbit oarecum, în primul rând, relația cu poporul și a redus din capabilități sau din suveranitatea aceasta de a controla, de a stăpâni, de a ști totul, de a cunoaște. Și lucrurile oarecum merg așa de la sine sau, hai să spunem, un mic haos. Cum am putea înțelege, pentru că e important pentru ceea ce vreau să discutăm puțin mai departe, despre modul în care Dumnezeu lucrează și în momente dintre acestea de criză. Adică și să ne referim în prezentul despre care vorbim, pandemia de COVID-19. Nu știi ce se mai întâmplă. Vezi ce zici în stânga și în dreapta. Ai avea impresia că universul nu mai e guvernat de nimeni. Totul se întâmplă alandala. Astăzi plouă, mâine ninge. Știu, astăzi ce era cunoscut, mâine este contrazis. Deci e o stare în care dimpotrivă produce atât de multă îngrijorare și nu numai pentru oameni de rând, și pentru creștini, și pentru oameni care urmează pe Dumnezeu. Lucrurile pe care le știai, știi că Dumnezeu conduce, Dumnezeu este rege, Dumnezeu, El așează lucrurile, El este suveran. La un moment dat lasă lucrurile să meargă de la sine. Lasă Dumnezeu să facă lucrul ăsta? Sau, de fapt, și în momentul acela, El totuși rămâne? Dumnezeu este foarte important să stabilim, este suveran 100%, tot timpul, 24 de ore, 7 zile pe săptămână și chiar în afara timpului pe care îl măsurăm noi cu ceasurile noastre. Deci nu există momente în care Dumnezeu să-și suspende pentru o anumită perioadă de timp suveranitatea. Ăsta era termenul, suspendarea suveranității. Nu se întâmplă așa ceva, dar trebuie să explicăm un pic atunci această chestiune a crizelor. Și sub această umbrelă a crizelor putem să punem toate problemele, nenorocirile, dezamăgirile, neîmplinirile care apar pe suprafața acestei planete. Și aș spune chiar, ne amintim, Cătălin, prima criză a apărut chiar în grădina Edenului. Deci de acolo avem prima criză,
să zic așa, inaugurarea crizelor umanității la protopărinții noștri și de la Adam și Eva până astăzi, când noi stăm de vorbă, planeta aceasta a văzut mult sânge, multe conflicte, multe crize, multe neînțelegeri, moarte, suferință și așa mai departe. De aceea, vezi, foarte interesant este că problema suveranității lui Dumnezeu este conectată direct cu problema răului. Cum explici, nu? Răul și crizele care apar în lumea aceasta. Și foarte pe scurt, fiindcă subiectul este foarte amplu și, sigur, controversat, să zic așa, dar aș fi foarte scurt ca să dau o imagine ca să înțelegem. Unii înțeleg suveranitatea lui Dumnezeu într-un mod determinist sau fatalist. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu zice și se face și toți cei care fac lucrurile sau le execută, le execută fără niciun gram de libertate. Pur și simplu ca un calculator pe care apeși pe o tastă și reacționează, la fel lumea întreagă reacționează la ceea ce Dumnezeu zice. Ei, nu este așa. E adevărat că Biblia spune că Dumnezeu zice și se face, dar modul în care se întâmplă lucrurile în acest univers nu se întâmplă într-un mod determinist. Acum, cei care susțin determinismul spun că asta ar apăra gloria lui Dumnezeu, că dacă spunem că omul are libertate, că Satan are libertate, că există agenți morali în lumea asta care au libertate, atunci știrbim sau furăm din gloria lui Dumnezeu și atunci nu putem decât să spunem că omul este forțat, Satana e forțat, duhurile sunt forțate, toată lumea e forțată să execute la precizie ce spune Dumnezeu, ca să nu cumva să anulăm suveranitatea lui și pe cale de consecință să nu cumva să anulăm nici gloria lui Dumnezeu. Ei, ce învățăm din Scriptură? Prin cartea Geneza, dar apoi și nu vreau să intru mult în detalii, doar să înțelegem. Uitându-ne în întreaga Biblie, vedem că Dumnezeu i-a spus omului, poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar din acest pom să nu mănânci, adică din pomul cunoștinței binelui și a răului. Și vedem acolo că Dumnezeu îi lasă o doză de libertate omului. Omul are un perimetru în care el se mișcă. Și dacă vrei să ne formăm o imagine, gândește-te la realitate. Realitatea văzută, lumea fizică, și realitatea nevăzută, lumea suprasensibilă sau lumea spirituală, da? Ei, întreaga realitate care cuprinde cele două lumi, și lumea văzută și lumea nevăzută, se află sub controlul lui Dumnezeu, sub suveranitatea lui Dumnezeu și imaginează-ți-o, Cătălin, ca pe un ocean. Și imaginează-ți că în acest ocean există niște bule de aer. E un ocean plin cu bule de aer și în bulele acestea există un peștișor de un fel, un alt peștișor de alt fel, o moluscă, un rac, o scoică și așa mai departe. Tot felul de viețuitoare. Ele se mișcă în stânga, în dreapta, au o libertate atât în marginea lor, în acea sferă de libertate pe care ele o au. Ele se mișcă și acționează, dar Dumnezeu, care este suveran, folosește toate aceste bule de aer, toate aceste sfere, ca ele să creeze un mozaic, un peisaj care se potrivește la perfecție exact așa cum vrea El. Deci fiecare bulă de aer vine la locul ei astfel încât să fie o imagine exact cum vrea Dumnezeu. Ce vreau să spun cu asta? La fel este în univers. Dumnezeu ne-a creat să fim agenți morali, avem libertate, nu avem o libertate totală, că nu putem face tot ce voim. Nici să vrem, nu putem să facem tot ce voim. Dacă vreau să zbor, din păcate, n-am cum, dacă dau din aripi. Că n-am aripi, o să dau din mâini. Deci nu am o libertate așa cum aș vrea, dar ceva libertate am. Și atunci, eu am libertatea mea, tu ai libertatea ta, fiecare are libertatea lui, chiar și Satan are o doză de libertate. Ne amintim de cazul lui Iov, unde spune, poți să te atingi, dar până aici, și arată până unde îi se întinde libertatea lui. Și Dumnezeu folosește toată mișcarea noastră liberă, în sfera noastră, în bula noastră în care existăm, spre a se potrivi în mozaicul și în peisajul suveranității sale. Deci, El are capacitatea fenomenală de a folosi libertățile tuturor oamenilor spre a-și îndeplini la perfecție planurile sale, voința sa, scopurile lui. Și acest lucru, frate Cătălin, vreau să spun ceva, arată că Dumnezeu este mai glorios decât imaginea deterministă. Adică dacă un Dumnezeu care poate să își îndeplinească planurile la perfecție lăsându-i pe oameni să fie liberi, mă întreb, oare un astfel de Dumnezeu nu este
chiar mai puternic, mai frumos și mai glorios decât un Dumnezeu care își poate îndeplini planurile doar dacă îi tratează pe oameni ca pe niște roboți fără libertate. Iată cum a vorbi despre libertate nu anulează gloria lui Dumnezeu și imediat încheie cu o propoziție. Deci așa se explică crizele din lume și toate relele. Prin faptul că Dumnezeu a lăsat agenți morali liberi și atunci suferim consecințele libertăților noastre, dar aceste libertăți nu anulează cu niciun milimetru și nu deraiază cu niciun milimetru imaginea de ansamblu a planului lui Dumnezeu conform înțelepciunii sale pe care el le-a stabilit înainte de întemeierea lumii. Deci, practic, aceste libertăți fac ca suveranitatea lui Dumnezeu să fie chiar mai vizibilă și mai, să spunem, mai ușor de îndeplinit pentru Dumnezeu decât dacă am fi niște oameni fără niciun... Toată istoria ne arată asta. Cartea Daniel. În cartea Daniel vedem libertate. Nebucadnețar are libertate, alții au libertate. Și ce se întâmplă? Libertatea lor nu face decât să arate pe Dumnezeu cât este de puternic. Deci aici este o minune cum Dumnezeu poate să lase spațiu liber oamenilor și totuși această libertate să nu îl pună în dificultate pe Dumnezeu niciodată, ci doar să-i confirme ceea ce Dumnezeu, planurile sale de bine pe care le-a stabilit. Foarte frumos spus. Aș vrea totuși să mergem și, să spunem așa, la o altă latură a suveranității lui Dumnezeu, dar latura aceea care are de-a face cu cunoașterea, cu știința. Îmi dau seama că un om care este suveran, conduce un întreg univers, l-a conceput, știe fiecare, i-a lăsat fiecare spațiu de, cu minus și plus, da? Spațiu de mișcare, Dumnezeu de asemenea cunoaște toate aceste lucruri, toate aceste ființe, toate aceste obiecte, să spunem, corpuri cerești, tot ce cuprinde universul acesta, inclusiv cunoaște istoria și viitorul, trecutul, prezentul și viitorul. Dumnezeu cunoaște totul. Și în cartea ta, în capitolul 2, vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, pe care tu ai spus-o că este o cunoaștere deplină, o cunoaștere absolută. Pornind de la întâmplarea aceea pe care visul lui Nebucadnețar. Da, vorbim despre visul lui Nebucadnețar. Te dăm seama că Dumnezeu în exprimarea suveranității sale se folosește de aceste vise, că de fapt au fost de mai multe ori, și mai mult prin ceea ce vrea să-i arate împăratului, de fapt îi desenează, îi pune în față ce se va întâmpla în viitor. Oarecum, suveranitatea are de-a face și cu cunoașterea viitorului. Da. Suveranitatea are de-a face, exact cum am spus și în carte, cu o cunoaștere deplină din partea lui Dumnezeu. Și asta este foarte important să subliniem. Când spun deplină, mă refer la lucrurile prezente, la lucrurile trecute, lucrurile viitoare, lucrurile care sunt, care pot fi, lucrurile din lumea fizică, lucrurile din lumea spirituală, de sus din cer, de jos de pe pământ și de sub pământ și orice colț al realității imaginabile, Dumnezeu cunoaște absolut totul. Și acest element, acest atribut divin al cunoașterii este în strânsă legătură cu suveranitatea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu n-ar putea să fie suveran peste ceva ce nu cunoaște. Ca să poți să fii suveran, să stăpânești, să direcționezi lucrurile respective spre planurile pe care le ai, trebuie să cunoști în detaliu absolut toate lucrurile care sunt, care vor fi. Și cred că asta este important să subliniem în visul acesta pe care Nebucadnețar l-a avut. El era tulburat de visul respectiv. Se pare că cel mai probabil visul se tot repeta, era un fel de coșmar repetabil. I-a chemat pe specialiștii lui, pe vrăjitori, descântători, cititori în stele, pe toți înțelepții, cumva să-i tălmăcească visul, dar nu doar să-l tălmăcească, le-a cerut și să-l descopere și după aia să-l tălmăcească. Ei, la tălmăcire merge, că la tălmăcire inventezi ceva, deci suntem creativi, nu? Nu e o problemă să faci niște conexiuni, să spui asta înseamnă aia și așa mai departe. Să fie în avantaj. Ei, totdeauna, totdeauna. Dar când e vorba să și descoperi visul, dintr-o dată i-a pus într-o situație în care ei și-au arătat limitele. Cum adică să descoperi ceva ascuns? Ei, iată că Dumnezeu a putut să-i descopere lui Daniel, când Daniel s-a rugat, ceea ce nimeni, nicio altă ființă din lumea asta nu putea.
ceva ce știa doar Nebucadnețar, era doar în mintea lui, adică în suflet, în spiritul lui, într-o lume ascunsă. Și Dumnezeu a pătruns acolo în mintea lui Nebucadnețar. De fapt, Dumnezeu i-a și trimis aceste vise și Dumnezeu a putut să clarifice lucrurile. Cred că este important să subliniem această fațetă a suveranității divine și anume cunoașterea deplină sau omniștiența, cum o mai numim, pentru că trăim într-o perioadă în care acest atribut ajunge să fie pus tot mai des sub semnul întrebării. Există un curent, sau două chiar, înrodite în teologie, se numește unul teismul deschis, care se află într-un cadru mai larg numită teologie procesuală. Și ce înseamnă asta, teismul deschis? Că Dumnezeu este o ființă deschisă, dinamică și El cumva se adaptează la ceea ce se întâmplă în lumea aceasta și nu are o cunoaștere a tuturor posibilităților, a deciziilor omului înainte de a le lua, a o cunoaștere totală, deplină, ci cunoașterea lui este limitată. De ce? Pentru că dacă ar avea o astfel de cunoaștere, spun cei teologii care susțin perspectiva asta, ar anula libertatea omului. Că dacă Dumnezeu cunoaște ce decizie o să iau eu, atunci unde mai este libertatea mea? Însă, faptul că Dumnezeu cunoaște ce decizie o să iau, nu înseamnă neapărat că lucrul acesta îmi încalcă libertatea. Deci, cred că este important ca în vremea pe care noi o trăim să reafirmăm doctrinele de bază ale Scripturii, conservatoare din punct de vedere al învățăturii, nu mă refer aici la forme, ci mă refer la acest conservatorism evanghelic sănătos. Nu mă refer la extremisme, la fanatisme teologice, talibanisme, cum le mai spun unii, ci mă refer la învățătura curată, biblică, care ne prezintă pe Dumnezeu ca având o cunoaștere deplină. El spune, numește lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Deci, din punctul de vedere al Dumnezeu, lucrurile care nu sunt, sunt ca și cum ar fi, pentru că El are și capacitate creatoare. Și pentru El este suficient să spună ceva și se face. Dumnezeu zice și se face. Deci, e foarte important să subliniem lucrul acesta. Totuși, în ceea ce face Daniel atunci când este pus în fața acestui, să spunem, în fața acestui vis, pe lângă faptul că știa sigur că Dumnezeu știe și poate să descopere, indiferent ce ar fi fost în mintea, în visul lui Nebucadnețar, totuși el stă în fața lui Dumnezeu și cere ajutorul. Vreau să ne gândim puțin și la situația noastră de astăzi. Suntem în lumea aceasta, Dumnezeu nu ne-a promis niciodată că nu vom avea necazuri, ba dimpotrivă, ne-a spus că vom avea. Ceea ce e important este atitudinea pe care au avut-o și cei trineri în cuptorul de foc. Înainte de a-i spune, i-au spus Dumnezeu poate. Dumnezeu poate. Așa cum Dumnezeu știe situația în care ne aflăm și Dumnezeu poate. Bun, ce merge mai încolo este de dincolo de credința uzuală noastră de astăzi. Spune, și chiar dacă n-ar putea, sau scuze-mă, și dacă n-ar vrea să facă lucrul acesta, noi tot nu vom crede. Aceeași atitudine oarecum oare, poate nu așa directă, oare Daniel în momentul în care știe că Dumnezeu este autoștiutor, Dumnezeu cunoaște totul, da? Este suveran și el poate să facă orice. Dar totuși se duce și se adresează lui Dumnezeu în privința acestei probleme. Mă gândeam, pe lângă întâmplarea, să spunem, clasică a cărții Daniel cu Daniel în groapa cu lei, în care, da, încă de la școala duminicală copiii învață despre cât e important să-ți menții duhul rugăciunii, cât disciplinat era Daniel în ceea ce privește rugăciunea și n-a ținut cont de nicio amenințare. Și aici este un alt exemplu, poate nu atât de mult discutat, despre atitudinea lui față de rugăciune. Se duce la Dumnezeu și cere ajutorul. Cum da, ești tu? Da, aici foarte bine ai subliniat și cred că suveranitatea lui Dumnezeu, adică această învățătură a suveranității lui Dumnezeu ar trebui să aibă o implicație directă în viața noastră, mai multe implicații, dar una ar trebui neapărat să fie, să stimuleze rugăciunea. Deci, în momentul în care chiar crezi că Dumnezeu este suveran, ce înseamnă asta? Că știe tot, știe prin ce trecem. Și numai că știe, are putere să rezolve orice problemă. Păi nu există altă variantă logică
înțeleaptă decât să vii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. De aceea Daniel nu încearcă acrobații cum au încercat vrăjitorii de la curtea lui Nebucadnețar, acrobații din acestea spirituale, veleități de mare înțelept, să născocească ceva. El a știut clar că exact ce cere împăratul este ceva ce ține strict de suveranitatea lui Dumnezeu și atunci procedează corect și vine și se roagă. Și mie aici mi se pare că am pierdut mult, Cătălin. Am ajuns să afirmăm sus și tare doctrina suveranității lui Dumnezeu și noi o susținem în bisericile noastre, spunem, da, noi credem în suveranitatea lui Dumnezeu, dar puțină rugăciune. Rugăciune puțină, sărim mult peste rugăciune, rugăciune anostă, plictisitoare, seacă, nu ne atrage deloc ceasul rugăciunii. Nu mai vorbesc de întâlnire la biserică când este rugăciune, că bate vântul prin biserici. De ce? Pentru că, aș spune, poate la nivel indirect și inconștient, deși susținem teoretic suveranitatea lui Dumnezeu, ne vedem că ne descurcăm și noi totuși destul de bine. Undeva acolo zicem, dom'le, eu, e adevărat, Dumnezeu este suveran, face ce vrea, dar uite, mă descurc destul de bine în viața asta. Și uneori Dumnezeu ne duce în momente în care retrage așa un pic mâna cea bună de deasupra noastră ca să dăm un pic cu capul de un perete al propriei noastre mândrii și îngânfări, astfel încât să vedem că nu ne descurcăm de unii singuri. Și că atunci când noi credeam că ne descurcăm de unii singuri, de fapt era tot bunătatea și mila lui Dumnezeu. Și să ne trezească astfel încât să revenim la rugăciune. Cred că dacă am convingerea, pentru vorbesc de mine, de biserica unde slujez, de noi toți, că dacă am pune genunchiul jos și am reaprinde flacăra rugăciunii serios, ar reîncepe o mișcare, o dinamică foarte bună în bisericile evanghelice din România. Dumnezeu ar reaprinde pasiunea noastră pentru El. Dar fiindcă suntem atot suficienți, fiindcă ne încredem mult în, iată, bruma noastră de bunăstare pe care o avem, că nu mai suntem în sărăcia de altă dată, avem și noi un bănuț, avem și noi o mașină, o casă, am făcut și noi o școală, avem și noi niște prieteni, ne credem cineva, avem un pic de sănătate și fiindcă ne încredem atât de mult în noi, nu ne mai rugăm. Și asta este indirect un afront la suveranitatea lui Dumnezeu, o depărtare de suveranitatea lui Dumnezeu și culegem roadele, că Dumnezeu nu poate să binecuvânteze. Vedeți, pe Daniel l-a binecuvântat în momentul în care s-a rugat. Nu a stat Daniel în jilțul lui de înțelept, să zic că ia mai aduceți un suc, vă rog, aduceți o înghețată, o duc bine, poate Dumnezeu îmi va da și mie la noapte visul pe care îl are, cumva să-l și forțeze, să-l ispitească pe Dumnezeu, cum avem tendința să sară Dumnezeu, să facă minuni. Nu, el se duce, pune genunchiul jos, este zdrobit, Doamne, zice, deja a început să Nebucadnețar să-i omoare pe înțelepții, el și prietenii lui erau în pericol, Doamne, intervino, te rog, Doamne, Tu poți să o faci, la Tine toate lucrurile sunt descoperite. Deci, când vezi treaba asta la Daniel, smerenia lui, umilința lui, și Dumnezeu onorează și binecuvântează, asta trebuie să facem. Să ne rugăm și atunci Dumnezeu va onora rugăciunea noastră. Atunci, în suveranitatea Lui, va veni cu răspuns. Excelent! Toată această istorie a visului lui Nebucadnețar are un final atât de frumos și aș vrea să vorbim despre un alt aspect al suveranității lui Dumnezeu, și anume o altă fațetă, așa cum am vorbit în titlul emisiunii, despre suveranitatea lui Dumnezeu față în față cu dumnezeii falși. Ceilalți vrăjitori erau oameni experimentați, erau recunoscuți, altfel n-ar fi fost la casa împăratului, erau pricepuți în a face tot felul de vrăji, puteau rezolva anumite lucruri, dar suveranitatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu se vede în mod, să spunem, extraordinar. Practic, îl face de râs pe ceilalți Dumnezeu falși, pe idoli. Pentru că asta făceau vrăjitorii. Se închinau dumnezeii, inclusiv Dumnezeului sau dumnezeii lui Nabucodonosor, n-au nicio legătură cu Iahve, cu Dumnezeul evreilor. Așa este, dar chiar aș insista pe ideea asta pe care ai spus-o,
pentru că e ceva și mai mult decât atât. Există, să zic așa, un prim pas în care acești zei falși sunt făcuți de rușine, de ocară, un nivel superficial și direct, acesta, când vrăjitorii își încrucișează mâinile și spune: ce cer tu, împărate, e imposibil. Daniel ce nu, la Dumnezeul adevărat nu este imposibil. Și așa se dovedește a fi. Și atunci, sigur că ei au fost făcuți de rușine. Deci este acest prim nivel și acum, în paranteză fie spus, mă duce gândul la Coloseni, unde spune că Hristos a făcut de ocară duhurile acestui veac și stăpânirile când a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, foarte frumos acolo, cum ne arată cât de măreț este Dumnezeul nostru. Dar mai este un sens în care idolii falși sunt făcuți de rușine și asta chiar în conținutul visului pe care îl are Nebucadnețar. El visează un chip foarte înalt, impozant, strălucitor, a unei ființe hibride, așa mitice, care avea un cap de aur, pieptul și brațele de argint, părți din bronz, picioarele parte de lut și parte de fier. Deci o creatură din aceasta foarte impresionantă, dar făcută dintr-o mixtură de materiale. Și la un moment dat o piatră, o pietricică se desprinde de undeva, vine, se coboară, lovește picioarele, fluierele picioarelor care erau făcute din acest aliaj nepotrivit, lutul și fierul, metalul. Și după ce lovește, cade acest chip, se face praf și pulbere, deci pleavă, spune textul, astfel încât că atunci când vântul e greul, știi? Și vântul duce la... Și nu mai rămâne acolo, nu se mai vede nimic. Deci pleava aia este împrăștiată, dispare totul, iar piatra care a venit și a lovit crește și devine o piatră foarte mare, devine un munte, o piatră extraordinar de impresionantă. Ei, sigur că întâlmăcirea pe care o va da Daniel ne arată că aici este vorba despre o succesiune de împărății care începe chiar cu împărăția sau cu Imperiul Babilonian, pentru că acel cap de aur îl simboliza chiar pe Nebucadnețar, și se finalizează cu cine crezi? Cu Domnul Iisus Hristos, împărăția Lui, pentru că este veșnică, nu instaurează nimeni, vine de la Dumnezeu și are o putere extraordinară. Și care este înțelesul aici? Că de asta spun, jocul e pe două fronturi cu zeii falși. Pe de o parte, scamatoriile pe care le făceau vrăjitorii, dar mai mult decât atât, trebuie să ne amintim că în acele culturi, și în cultura babiloniană, și în cultura medopersană, chiar și la greci, și chiar și la romani ulterior, conducătorii, că despre ei este vorba, erau considerați zei, semizei. Deci, hopa, dintr-o dată pe scenă intră pretendenți la tron, la tronul Universului până la urmă, alții decât Dumnezeu. Și pilda din vis sau învățătura care se desprinde este tocmai asta, că Dumnezeu dă de pământ și îi face de rușine nu doar pe vrăjitori și prin faptul că îi descoperă lui Daniel visul, ci Dumnezeu dă de pământ la propriu cu toate imperiile, pentru că El este atotputernic, El este suveran și împărăția Domnului Iisus Hristos este cea mai puternică și este veșnică. De aceea adevăratul Dumnezeu este Hristos, cel care a venit pe pământ, nu împărații diverselor imperii care s-au succedat în istorie și care au avut veleități de genul acesta, considerându-se zei. Foarte important este că suveranitatea lui Dumnezeu se vede în mod clar în toată această istorie a lui Daniel și a celor trei tineri cu care petrece o perioadă destul de importantă acolo în curtea lui Nebucadnețar. Dar pe lângă ce ai zis tu, aș vrea să vă punem pe de altă parte această împărăție, da, omenească, care la un moment dat poate să transforme un om în semizeu, în comparație cu împărăția eternă, cu împărăția lui Dumnezeu. Am găsit un pasaj acolo care vreau să-l citesc, mi-a plăcut foarte mult, un termen pe care mi-a dat de gândit. Ai spus la un moment dat că împărăția lui Dumnezeu este cea mai sigură realitate. Mă gândesc, când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, astăzi, în zilele noastre, când vorbești cu cineva despre împărăția lui Dumnezeu, despre veșnicie, despre ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru
ființă umană, despre planul de mântuire, sunt oameni care se uită la tine și zic, băi, când omul ăsta a luat-o razna. Realitatea este aia care o văd aici. Ce simt, ce miros, ce văd, da, ce pot să pun mâna. Și tu spui, bazat pe exact întâmplarea aceasta, pe tandemul acesta între împărția guvernată de o ființă supranaturală, până la urmă, că asta reprezenta în mod simbolic un zeu, da? Pus în față în față cu ceea ce este împărăția lui Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu este și omniștient și omnipotent, deci este Dumnezeu acel puternic, da? Dumnezeu atot prezent, practic Dumnezeu suveran. Da, este și susțin ceea ce am scris în carte. Adică vreau să ne spui puțin ideea aceasta. Da, da, da. Cum, de ce îi zice că împărăția lui Dumnezeu este cea mai veridică realitate? Pentru că ea nu trece. Ea nu dispare. Deci asta este specific. Împărăția lui Dumnezeu are caracteristica asta că nu numai că nu trece și nu dispare, dar crește, se extinde. De aceea, dacă ai reușit să fii cetățean al acestei împărății, membru al acestei împărății, te-ai asigurat. Ai un pașaport etern. Ești într-o realitate care nu dispare. Și de ce spun asta? Pentru că împărăția lui Dumnezeu este susținută de însuși Dumnezeu în baza jertfei lui Hristos, care restaurează toate lucrurile. Deci jertfa lui, moartea și învierea lui demonstrează, ne asigură pe noi de faptul că această împărăție este eternă și nu trece. Sigur că noi ca oameni avem acest impuls de a crede că real este doar ceea ce vedem, ceea ce atingem, ceea ce experimentăm prin cele cinci simțuri. Costel, ne uităm și la împărățiile pământești. Da. Guvernele cad, Absolut. Azi avem prim-ministru, mâine avem Absolut. Alt guvern, da. Alt președinte de țară, vedem, este o dinamică foarte, foarte rapidă da. În lume. Și mai ales dacă ne gândim la societățile de tip dictatorial, unde te așteptai ca nimeni să nu mai dea jos pe cineva, sau doar prin când moare de moarte bună. Nu întotdeauna s-a întâmplat sau așa. Sau Imperiul Roman, gândește-te la Imperiul, nu mai vorbim de Medo-Persan, sigur. Și inclusiv împărăția babiloniană, deci oameni foarte puternici, armate de rang înalt. Și totuși au căzut. Toate cad și lumea asta pe ansamblu, pământul cu tot ce este pe el va trece. Deci asta trebuie să, de asta am spus că împărăția lui Hristos este cea mai sigură. Pentru că ne spune Petru, 2 Petru capitolul 3, că pământul cu tot ce este pe el va pieri. Și asta se întâmplă. Iar noi avem acum un fel de scenarii în miniatură, un fel de avantpremiere ale acestui adevăr. Toate aceste cataclisme pe care le vedem, guvernele, resursele care se epuizează, convulsiile sociale, schimbările climatice, toate arată că natura asta suspină și că până la urmă pământul acesta va trece. Dar împărăția Domnului nu trece pentru că este o împărăție a spiritului. Și spiritul, Cătălin, este foarte puternic. Foarte puternic și biruiește. Stăteam și mă gândeam, noi spunem că real este doar ce vedem, ce gustăm, ce atingem, lumea sensibilă cu care interacționăm. Dom'le, să văd eu, să pun eu mâna, asta e real. Bun, dar de exemplu, mă gândesc la iubire. Cum poți să atingi iubirea? Nu poți să atinge. Ea ține de lumea spiritului și cu totuși cât este de reală. Uite, mă gândesc la un cuplu, la un soț și o soție care se iubesc mult. Și da, domnule, când este soția tânără și frumoasă, ai zice că uite, bărbatul acesta o iubește, îi aduce flori, are grijă de ea, vorbește pentru că o vede, e acolo, e prezent acolo. Și atunci este o chestiune foarte reală. Dar cum îți explici, și nu sunt puține cazurile de familii extraordinare, când unul din cei doi, soția sau soțul, cade la pat și este bolnav și trece prin mari dificultăți și nu mai a dispărut și frumusețea și mânghierile de altă dată și toate lucrurile pe care nu le vedem și totuși cei care au trecut prin astfel de experiențe vezi la ei nu că le-a scăzut iubirea pentru partenerul de viață, că a crescut că, și vezi dedicare, întreb unde este sediul acestei iubiri? În lucrurile fizice? Nu, este în inimă.
Deci, și aș putea da foarte multe exemple. Deci noi deja pe pământul acesta operăm cu realități spirituale, în viața de zi cu zi. Și noi demonstrăm că există lucruri pe care nu le vezi cu ochiul fizic. Și totuși credem în ele și le susținem și ne conduc gândurile noastre, planurile noastre, dorințele noastre. Toate acestea țin de lumea spiritului. De ce mergi la facultate 4 ani de zile? Că ai dorința să termini facultatea aia și ai un vis, să ajungi ceva în viață. Păi ce, asta ține de lumea fizică? În capul tău dorința asta, visul. Și totuși mergi 4 ani zi de zi la facultate sau la liceu. Deci iată câte lucruri facem bazându-ne pe ceva spiritual, nu pe ceva palpabil. Așadar, avem dovezi foarte multe, cu atât mai mult împărăția lui Hristos, care deja este în inima noastră, este o realitate sigură și merită să investim în ea. Dacă tot am vorbit despre relația asta soț-soție, căsătorie, mi-aduc aminte de faptul că Domnul Hristos este mirele și biserica este mireasa. Exact. Relația aceasta de iubire a început prin jertfa pe care Domnul Hristos a dat-o la cruce. Și mireasa se pregătește pentru întâlnirea finală cu Domnul Hristos, cu mirele. Dar ea începe de aici. Și apropo de paralela aceasta pe care ai făcut-o și cu studentul care duce la facultate, până la urmă este un act de credință, cred. Pe asta, întotdeauna, lucrurile spirituale se operează cu credință. Deci în lumea spirituală nu poți să operezi decât prin credință, că nu vezi. În lumea fizică vezi, dar în lumea spirituală tot ce facem este un act de credință. Foarte frumos. Mi-a plăcut mult capitolul acesta, capitolul 2, care privește realitatea aceasta a suveranității lui Dumnezeu. Practic, Dumnezeu, deși uneori pare absent și mulți îl acuză pe Dumnezeu pentru că cum de Dumnezeu n-a văzut sau cum de Dumnezeu n-a intervenit. Trebuie să recunoaște când suntem oameni și când suntem în necaz, în panică, în probleme dintre acestea absolut umane, câteodată luăm decizii greșite, inclusiv avem tendința de a judeca pe alții, de a da vina pe alții și chiar de a da vina pe Dumnezeu. Asta este o parte, să spunem, a firii noastre pământești, care o duce împreună cu noi în viața aceasta de credință. Dar totuși, citind cartea aceasta și recitind cartea Daniel, cartea din Sfânta Scriptură, te dăm seama că sunt câteva exemple, pornind de la tinerii din prima zi, atunci când sunt nevoi să iau o decizie cu ei la mâncarea împăratului și la băutura împăratului, și apoi față în față cu cuptorul aprins, și apoi Daniel în fața rugăciunii, a leilor, toate acestea sunt exemple clare de suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna a știut, Dumnezeu întotdeauna a intervenit, dar și omul a trebuit să-și facă parte. Acum, Costel, încet ne apropiem de încheiere. Vreau să vedem care e componenta umană aici. Noi am vorbit de Dumnezeu întotdeauna și pe Dumnezeu facem. Dumnezeu are toate calitățile ca să facă universul acesta să funcționeze. Omul nu are decât să aștepte frumos cu mințel acolo în locul lui, în scaunul lui de la biserică, ca toate lucrurile să se întâmple și să ajungă la ceasul acela final? Sau și omul are o componentă pe care trebuie să o facă? Și aici când mă refer, nu mă refer în special în a contribui la, știu, a mări suverenitatea lui Dumnezeu sau a influența oarecum istoria universului, dar mă refer la aspectul acesta al conlucrării pe care Dumnezeu îl are în suverenitatea lui. Când ne întrebă, Dumnezeu are poate milioane de îngeri. Ca să funcționeze universul, doar spune și se face. Dar totuși, pe pământ, Dumnezeu, în suverenitatea lui, decide ca și în seara aceasta să se folosească de tine, de noi și de alții, în lucrările acestea pe care Dumnezeu le dorește în planul său de mântuire. Știi ce e foarte frumos aici? Că sunt unii care lucrează de unii singuri. Există acel tip al călărețului singuratic, al soldatului universal, neînfricat, care se duce el, genul de Rambo, care rezolvă problemele universului și așa. Și noi de multe ori ne uităm la aceste personaje ca la eroul extraordinar.
Dumnezeu ar fi putut să acționeze așa. Avea toată puterea, toată libertatea, putea acționa așa, de unul singur. Dar știi ce este interesant? Că Dumnezeu este în esența Lui o ființă comunitară. Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt din veșnicie în veșnicie. Și întotdeauna când Dumnezeu a făcut ceva, au fost mai mulți implicați. Pentru că întotdeauna ce face Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt fac împreună, într-o iubire, într-o dăruire, într-o armonie extraordinară. Și intuiția mea, nu pot să spun 100% că acesta este motivul, dar intuiția mea este că unul din motivele principale pentru care Dumnezeu continuă să lucreze de aceeași manieră vine chiar din cine este El, că Lui îi place. Pur și simplu putea să facă și altfel, dar îi place să lucreze în echipă. Și în primul rând e vorba de lucrarea aceasta din Sfânta Treime, apoi gândește-te la Adam și Eva. Păi nu putea Dumnezeu să dea nume tuturor animalelor, îi dădea frumos o listă, îi spunea iată, de la A la Z, toate, dar îi spune pune-le tu nume. Îi spune că l-a pus în grădină ca să lucreze și să o păzească. Deci îl invită, îl face coregent cu el asupra creației pe Adam, pe un om. Și apoi nu putea el să lucreze în toate exemplele de unul singur, dar îl pune pe Noe să facă o arcă, îl pune pe Moise să scoată poporul și câte și câte. Și ne trimite pe noi în Matei 28 și spune mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Deci Dumnezeu este suveran, dar și aici e important accentul acesta, tocmai în suveranitatea Lui a ales să lucreze în echipă, să aibă conlucrători. Nu că n-ar fi putut, nu că se simte panicat că dacă invită și pe alții să lucreze, cumva este amenințată suveranitatea Lui, nouă ne e frică când se bagă unul peste terenul nostru, nu cumva să ne amenințe controlul nostru și de asta îi ținem la distanță, să nu se și nu vrem alți lucrători alături de noi, nu cumva să ne strice calculele. Dumnezeu nu are astfel de temeri, pentru că El este suveran, dar tocmai în suveranitatea Lui a ales să ne includă și pe noi. Și mie mi se pare fantastic lucrul ăsta. Noi suntem conlucrători cu Dumnezeu în lumea aceasta. Nu trebuie să fim pasivi, trebuie să fim activi, să citim Biblia, să vedem ce vrea Dumnezeu de la lumea asta, să ne rugăm și acolo unde avem încredințarea că este voia lui Dumnezeu, în ascultare de El, să facem ce trebuie făcut, pentru că asta nu îi taie ceva din suveranitatea lui Dumnezeu. Asta, dimpotrivă, este un rezultat al suveranității lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Costel, îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. O discuție extraordinară în care împreună am descoperit aceste fațete ale suveranității lui Dumnezeu. Iar poate cel mai frumos lucru pe care l-ai amintit acum a fost că Dumnezeu, în toată această suveranitate, totuși hotărăște și are plăcerea în a lucra și cu noi niște ființe păcătoase. Din iubire, scuză-mă că te-am întrerupt, este exact atunci când tu te joci sau lucrezi ceva împreună cu copiii tăi sau eu cu ai mei, ce, eu n-aș putea să fac singur ceva? Dar de ce chem copilul să mă ajute? Nu că n-aș putea sau că mi-a amenințat suverenitatea, dar îmi face plăcere prezența lui, contribuția lui, chiar stângace uneori, vreau să-l formez și atunci iubirea este cea care îl invită pe celălalt în conlucrare, în relații. Și din iubirea lui Dumnezeu, suveranitatea și iubirea lui Dumnezeu s-au cuplat astfel încât ne-a invitat și pe noi să fim conlucrători. A spune cineva că poate e foarte greu de înțeles toată această, să spunem, parte a lucrării, a suveranității lui Dumnezeu, dar știu că va veni un moment în care vom cunoaște de plin, atunci când ne vom... Așa cum Dumnezeu cunoaște de plin, va veni și în momentul în care și noi vom cunoaște mai mult decât mintea noastră poate înțelege astăzi. Costel, îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. A fost o încântare și așa cum ne-am propus, data viitoare vom discuta despre un alt capitol, vom vorbi despre ateism, da? Despre ceea ce înseamnă, ce însemna în vremea aceea și bineînțeles cu privire la realitatea de astăzi. Costel, fii binecuvântat în lucrarea pe care Dumnezeu ți-a pus-o acolo la Biserica Baptista Donai din București, de asemenea la institut, împreună cu studenții, Dumnezeu să te țină cu putere și de asemenea să-ți dea har și binecuvântare în lucrarea ta de a scrie, de a învăța și, bineînțeles, de a duce Evanghelia până la marginea pământului. Mulțumesc mult, Cătălin, la fel și ție mult har în toată slujirea ta. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că încă o dată ne-ați venit în casele dumneavoastră.
Noi de aici vă mulțumim și până data viitoare vă spunem la revedere!